Azi vom pregăti un tacos de pui. Na, nu-mi place. Nu-mi place. Îți place să mănânci pican? Nu, nu-mi place să mănânci pican, nu mănânc pican. Tine nu-ți place nimic. Băi, nu, la un moment dat am crezut că Olimpiada s-a mutat la noi aici, în bucătăria Weldon. Stai să mă uit, atent. Așa, gata. Ce urmează? Stai așa. Arată-mi prințesa războinică. Stai să mă uit ce ai făcut aici. Nu ești atentă la mine, că tu mai mult faci drumuri. Nu, vrei să fac și eu drumuri de-astea? Ceapa mea era mai mare. A început cearta, mă, gata, ne batem acum. Unde bagă întâi? Ne... Mamă, ți-am luat-o înainte. Gata! Ți-am luat-o înainte, te-am atras! Așa și câștigă eu. Șef Lazar! Mamă, nu-i și gata. Salutare, dragii mei, sunt șef Lazar Florian. Bine ați venit în bucătăria Well Done. Azi am invitat o prințesă războinică, Cindy. un adevărat survivor. Un adevărat survivor. Da. Ce faci? Foarte bine. Mamă, ce strângeri de mână. Oh, mai ușor. Ești ok? Da, pregătită? Sunt ok. Eu am emoții și mi este foarte foame. Azi vom pregăti un tacos de pui. Așa. Foarte simplu. N-am mai făcut niciodată. Foarte simplu. Așa, trebuie să fii atentă la indicațiile mele. O să încerc să fii atent. O să stăm spate în spate, tu cu bucătăria ta, eu cu bucătăria mea. Înțelegi. Să fii atentă la indicațiile. Poți să mai tragi cu ochiul, mai ai o glumiță. Poți să mai vii și pe la mine, mai vin eu pe la tine dacă e. Nu e problemă. Ne ajutăm reciproc, da? Bine. Începem? Pregătită? The Survivor? Hai! Succes! Ok, vezi că în frigider ai puiul. Scoatem puiul afară. Așa. Trebuie să facem o marinată, să marinăm puiul. Ai scos puiul? Am scos puiul, da. Bravo. Hai să vedem, să alegem niște pielițe, ceva din el, să nu avem probleme. Și dacă dai de vreun os ceva, să-l dai la o parte. Dacă ce, te rog, vorbește mai tare, că eu nu aud. Dacă dai de vreun osicior, să-l dai mai deoparte, da? Bine, da. Și ce vreau să... De care cuțit mă folosesc de aici? De care cuțit vrei tu? Oricare. O sabie, ce vrei tu? Ai mai gătit? Am mai gătit, da, normal că am mai gătit, gătesc. Ah, super. Deci ca să știu cum lucrăm. Deci să curățăm cărnița, da? Să fie ok. Să nu avem vreun osicior, vreo pieliță. Eu, de exemplu, tu am grăsimea o lași sau os. O tai? Poftim? Grăsimea, tu o lași? Grăsimea lasu. Ah, o las. Okay. Și să ai mare grijă că ce gătești tu o să mănânc eu. Și nu vreau să mor de la vârsta asta. Sunt prea tânăr. Ok. Ok, ai curățat cărnița? Aproape. Așa. O punem la loc în bol. Și cum a fost la Survivor? Greu, dar frumos. Greu, dar frumos. Partea cea mai grea a fost că nu aveam ce să mâncăm și din cauza că nu aveam ce să mâncăm... Păi și de ce nu mai chema pe mine dacă nu aveai ce să mănânci? Cum? De ce nu mai chema pe mine? Da, ce bine era dacă aveam și telefon să te chem. Și ce ai mâncat cel mai mult la Survivor? Ce am mâncat? Da. Crab, ce am prins și eu. Crab? Crab, da. Crab și cocos. Crab și cocos? Am înțeles orez. De la toată lumea că ați avut probleme cu cocosul ăla. Da, am avut mai ales eu multe probleme. Da? Da, acum ce facem? Acum trebuie să luăm un cutter de ăsta mic. Uite, l-ai acolo, la tine. Îl găsești? Așa, ia cu tot, ia cu tot. Bravo, bravo. Așa. Așa. Curățăm o ceapă albă.
sau galbenă. Asta e mai mult abă. Și povestește-mi despre Cocos, despre Cocos Jumbo. Păi, era acolo, era un fel de cocos care era mai uscat și ăla era bun, nu se găsește în comerț. Ăla ne-a plăcut cel mai bun, că era mai dulce și îi ziceam Cocos Bounty. Păi și ce problemă ai avut? Era ciocolata noastră. Păi și ce problemă ai avut cu el? Cum? Ce problemă ai avut cu el? Ce problemă am avut? Păi ai zis că ai avut o problemă. Ți-ai zis că ai eu avut am o... avut, am făcut paralizie intestinală. A, ai făcut cocos. Alergie, a, nasol. Da. Am curățat ceapa. Așa, o tăiem cu cuburi mari așa și o băgăm în cutter-ul ăla, în blender-ul ăla, da? Bine. Super. Pe urmă curățăm 3 căței de usturoi. Să te văd aici, Cindy. Aha. Și ești sportivă, faci fitness, faci vreun sport? Da, fac kickboxing și street workout. A, deci trebuie să mă compor frumos cu tine să nu mi-o iau. Da. Aș vrea să-mi arăți o schemă, dar mi-e frică, mi-e frică să-mi arăți o schemă. Să o pun aici. Așa, și curățăm și trei. Cât ai zis, trei? Trei căței de usturoi. Nu, 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 că mi-e frică. Ok, usturoiul băgăm tot acolo. Vezi că ai niște roșii lungui. Deci am niște emoții de a-mi tremură mâinile. De ce să-ți mie îmi tremură mâinile, că mă uit la tine? Vezi că ai niște roșii lunguieți acolo, le tai pe dândouă. Totul și le bagi tot în blender. Poftim? Bagi tot în blender. Da. Așa. Și acum tăiem jumătate de lime și stoarcem în blender-ul ăsta. Lămâie ai zis? Și am văzut că la... Că n-am auzit. Lime. Bine, oricum doar lime ai acolo. Stai un pic. Jumătate de lime îl stoarcem în blender-ul ăsta, da? Și stoarcem și jumătate de portocală. Toate roșiile ai zis că le tai și le pun în blender. Ce să tai? Roșiile. Da, și le pui în blender acolo, că facem o... Le tai în două, așa ai zis, nu? Da, 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 pe le tai în două. Pe toate care sunt aici? Le tai în două. Așa e emoții mare? Da. Te-am văzut acolo, la Survivor, cu focul, păi cu apa. Păi de tot timpul cu... am emoții, da, și acolo aveam. Aveai emoții acolo? Da. Foarte mari. Simțeam că leșit. Gata, dar mai... ți-am zis de că roșiile alea, roșii alea, doar ți-am zis două roșii lunguiețe, roșii, atât. Pac, pac. Gata, lasă-le. Am pus trei acum. A, așa, gata, e perfect. Patru. E perfect. Jumadă lime store, jumadă portocală, da? Jumadă portocală. Așa, punem și puțină boia dulce. Tortă care o ai. Portocală sau? Da, 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 storci portocală. Am zis zeamă de lime și zeamă de portocală. Așa, să-mi iau o lingură. Stai să trag ochiul. Și lime-ul, da? Adică... Lămâia verde. Lămâia aia verde, da. Da, da, da. Punem și puțină boia. Jumadă lingură. Piper. Hai, Cindy. Arată-mi prințesa războinică. Unde e lingura? Puțină sare. Stai că nu găsesc lingură. Lingură? Amă, că te ajut eu. Uite aici lingură. Mulțumesc. Cum ai zis, boia, jumătate... Cât? Jumătate de lingură de boia, jumătate da. De sare, piper. După gustul tău, să văd ce gust ai. Ulei de măsline. Te-ai descurcat? Uai, de ce nu se vede cum cade sarea? Păi normal că nu se vede dacă nu dai jos capacul. Nu, că... Cum să nu te descurci? Stai că mi-a căzut asta. Mă, că te descurci, că ești fată mare. Mai ales că ești prințesă războinică. Stai o secundă, că încă nu am făcut. Așa, piper, am pus, sare am pus, boia de ardei am pus. Ce mai ulei de măsline, două linguri. Ulei de măsline, două linguri. Două, trei linguri acolo. Bine. Și acum să facem puțin zgomă, nu? Ok.
Să fie pace! Să fie gălăgie, da? Ca la Survivor. Așa. Hai în lateral, în dreapta acolo. Te descurci? Au trecut emoțiile? A, nu, mai am. Păi și te-ai participat la vreun meci de kickboxing? Nu. Nu? Am avut multe probleme de sănătate și accidentări. A, faci doar antrenament. Mult timp de recuperare, da. Deci să nu fie frică de tine atunci. Nu, eu sunt pașită. Ok, hai să marinăm. Punem peste pui, da? Cum? Punem peste pui, în bolul în care este puiul, să-l marinăm puțin. În ce pun puiul? Puiul. Ah! Marinata punem peste puiul din bol. Bine. Credeam că vrei să pun în altceva, știi? Mamă, ce n-aș da să mergi și eu la Survivor. Să te duci... Păi, du-te! Păi nu știu, cum se fac înscrierile? Păi trebuie să te înscrii, ai acolo niște întrebări la care trebuie să răspunzi. Eu am trimis un video de 12 minute, niște poze și ca atât. Și trebuie să faci ceva, flotări, genoflexiuni, te pune? Păi e o filmare, am făcut mai multe lucruri. Am făcut lucruri mai grele din sport. Și amestești foarte bine puiul, îl băgăm puțin la rece și până ne ocupăm de restul, ce mai avem de făcut. Poți să-ți trebuie pe mânuța acolo, ai cârpă dacă vrei. Unde? Dacă te-ai murdărit. Uite, spate acolo, ai aici hârtie, ai aici cârpă, uite, asta e cârpa ta. Cârpa mea. Și îl băgăm puțin la rece, da? Aici, ce ai zis că fac? Puiul băgăm puțin la rece, da? La rece, bine. Și acum hai să facem o maioneză picantă, acrișoară. Păi stai să curăț aici, nu? Unde îți place să mănânci picant? Nu, nu-mi place să mănânc picant, nu mănânc picant. Tine nu-ți place nimic. Stai secundă să curăț și eu. Dar nu-ți place să ai viața picantă așa câteodată? Nu. Dar te muți, ce faci acolo? Păi trebuie să curăț. Nu? Hai, Cindy, hai! Da, sunt aici. Da, ce urmează? Așa, hai să facem o maioneză picantă, e un bol. De care vrei tu? Uite, dă ăsta, albastru. Așa, 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 așa. A, așa. Da. Ce ai punem luat cam acolo? 3 linguri, așa, ce? De maioneză. Maioneză. Da. 3 linguri de maioneză, bine. Așa, bun. Bun. Avem jumătatea aia de lime. Și așa. Trebuie să o radem, da? Și până să o stoarcem. Ai răzătoare acolo? Ai. Găsești? Dacă nu găsești, ți-o împrumut eu pe a mea. Uite aici, la tine, nu găsești? O răzătoare? Poate nu văd eu. Hai că și pe mine m-au luat emoțiile. nu văd. Bine, ți-o dau pe a mea, uite. Bine, atunci ai obis să mă uit. Nu, tu ești primul. Te uiți la mine? Da? Eu am emoții, am înțeles. Uite, radem puțin asta. Așa. Și trebuie să ras foarte ușor, să nu luăm și pulpa asta albă. Mi ajunge cât am aici. Te rog. Strângem cu cuțitul și băgăm maioneză. Punem și puțină zeamă. Și mai băgăm un cățel de usturoi, îl tocăm mărunt. Sau tu, dacă vrei, poți să-l ras, dacă ți-e mai ușor. Mamă, ce viteză ai băgat! Da, eu. De obicei sunt mai rapidă de atât, dar acum, nu știu, de emoții mă blochez. Te blochezi? De ce te blochezi? Pentru că am emoții și atunci mă blochez. Mă, băi, dacă eram la Survivor, cred că vă blocam pe toți. Da. Poate că da, poate că nu. Da. E, bine, lasă că mă scriu eu la Survivor. Dar când dar tu nu mai ai voie să te înscrii. Eu nu mai am voie. Mai las și pe alții. Și ce îți place cel mai mult să gătești? Pește cu cartofi natur sau cartofi cu ceapă călită, orez,
Mai multe. Fasole. Ketchup. Ketchup. Ketchup ai zis? Da. Eu nu folosesc ketchup niciodată. De ce? Pentru că eu încerc să-mi fac mâncarea cât mai naturală, fără prea multe chimicale și... Te? Am foarte mare grijă ce vă... Dacă e să iei și cartoful chimical, crede-mă. Și cartoful chimical. Hai să radem un cățel de usuroi. Sau să-l toci, cum vrei tu, cum ți-e ție mai ușor, că tu ai răzătoarea. Și băgăm o maioneză, da? Da. Cât de mărunt să tai? Cât băstul de mărunt. Să nu mă nec. Și pe o băgăm și puțin coriandru. Vezi că ai coriandru acolo, fresh. Stai că nu aud acum. Îl tocăm și pe ăsta mărunt. Ce este? Coriandru fresh, e ca un pătrunjel. Ăsta. Nu. Și adaug. Acesta? Ăla-i coriandru fresh, dar nu tot. Jumătate din el, da? Să-l toci mărunt. Dacă vrei, iau o pauză și te aștept. Pauză? Ce pauză? Eu nu iau pauză. O jumătate de oră, eu te aștept. Îmi pun un pahar de vin și te aștept. Aia, mă grăbești acum, ha? Păi vreau și eu să te scot să râd cu tine, să glumim, să zâmbim, nimic, ești foarte serioasă. Gata. Și ce ți-a plăcut cel mai mișto de la Survivor? Ce mi-a plăcut cel mai mult? Da. Traseele, să mă joc. Acum, da, am tăiat și am pus aici. Ce urmează? Am văzut că era cea mai tare de la Survivor, de acolo, de la trasee, de cea la astea. Cea mai tare? Mai ales finalul, ai fost campionă. Mariana, nu știu cât era de rapidă, că nu eram acolo, am văzut-o doar la televizor. Am fost rapidă, într-adevăr, dar nu mă puteam concentra la final. De ce? Pentru că eu, dacă n-am liniște, toată lumea îmi urla în cap, nu mă pot concentra. Și am avut nevoie de timp ca să mă obișnuiesc cu traseele. Și cu partea finală și concentrarea și dormit și tot. Așa, și mai punem puțină sare. Și piper. Piper și sare. Și cum dormeai acolo? A? Cum dormeați acolo? Pe scândură, afară și vedea șobolanul să ne trezească fiecare. Păi și dacă ploua, ce face? Dacă ploua, dacă aveam noroc să nu ne plouă acolo, în baraca noastră, atunci eram fericiți. Am auzit că cel mai mult sfărăiai tu. Eu nu sfărăi. Așa mi-a zis toată lumea, acum nu știu. Și Ștefan mi-a zis. Eu nu. Dar Ștefan nu are de unde să știe, pentru că era în... echipa cealaltă. Dar de ce? Mă urmărești? Păi ai zis trei linguri și la tine pare mai mult. Păi trei linguri am pus, atât. Păi și eu tot trei linguri am pus. Dar ai pus lingurițe sau lingură? Lingură am pus. Ești deja numai... Așa. Trebuie să fii atentă la indicațiile mele. Și asta o să te coste, că vii numai la mine aici. Hai să luăm lipiile, să tăiem lipiile, să pregătim pentru tacos. Tacos de pui. A, eu n-am. Cum să n-ai? Ai și tu un frigider? Am un frigider, da. Cum să nu? A, da, le-am găsit. Hai că ești competitiv, am văzut așa. Dar nu te dor picioarele pe tocurile alea, nu? A. Uite, e un castronel de ăsta și trebuie să-mi scoți două discuri. Din lipiile astea, da? E un cuțit de ăsta mic. Te descurci? Da, o să pun în... Să nu te tai, da? Te rog frumos. Da. Gata, una? Că nu prea avem medici. Două ai zis, nu? Da, câte două, din fiecare. Păi am luat una, așa? Nu știu, nene, eu ți-am zis două din fiecare. Eu trebuie să hrănești și echipa mea. Numai la tine te gândești. E și din cealaltă lipie? Da. Bine. Trebuie să ai patru în total. Două din fiecare. Ok, hai că... Te descurci indii sau comandăm o șaurma ceva? Chiar îți place șaurma? Nu. Nu-ți place, am înțeles. Nu-mi place. Am mâncat de două ori și nu-mi place. Urăsc șaurma. O urăști? Nu pot să mănânc șaurma, mi se face rău.
Eu sunt foarte sinceră, să știi. Foarte bine, e frumos să fii sincer. Nu bine, pot să zic că îmi place dacă nu-mi place, știi? Trebuie să fie perfect tăiate. Da, da, da. Păi nu așa mi-ai zis? Să arate nu da, așa mi-ai zis? Bine, hai că încerc să... Hai, le băgăm puțin la rece. Hai să curățăm și avocado. Mai ai jumătatea de lime? Da. Bravo. Ai stors, n-ai stors-o toată, da? Tai pe jumătate avocado? N-am terminat. Știi să cureți un avocado? Nu am curățat niciodată, dar sigur o să mă descurc. La rece. Bun. Te descurci la bag rece? Și asta, așa, pac, pac, pac. Da. Ce ai zis că te descurci la rece? Am avea deasupra. Cum? Ai zis că te descurci la rece? Nu, am zis că bag asta la rece. A, am crezut că te descurci la rece și de-aia nu înțelegeam. Nu, parcă aici mai trebuie un pic de... Gata? Ai curățat avocado? Am băgat acolo, dar... Unde l-ai băgat? A, nu am băgat-o, încă nu am. Nu am curățat, stai un pic, că n-am curățat. Așa, trebuie să curăț avocado și după... Îl băgăm într-un bol, dar de sticlă. Deci îl tai pe jumate, da? Îi scoți sâmburile, pur mă bagi... Stai că nu știu avocado, deci... Deci îl tai pe jumate. Așa. Ușor, 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 ușor. Și te duci așa, pe el, așa. Așa, așa, așa. 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 Și acum rotește jumătățile așa. Ia vezi. Poți? Da. Super. Așa. Și acum... Nu, nu, nu. Păi cu o lingură, cu o lingură. Cu o lingură. Ai, da, capul. Stați așa, stați așa că a venit pe urmă profesor. Nu cu aia de maioneză. Păi de n-am alta. Uite și păi dacă nu-mi dai altă lingură. Aici nu lucrăm cu nucă de cocos. Bine, eu sunt vin din sărbăticie și că nu sunt... Te învăț, uite, și ăsta, cu așa. Vârful ăsta. N-am folosit niciodată. Vezi? Și uite, iese singur. Și... Pac! Dar nu mai iese la tine, te vezi? Rămâne înfipt aici, îl dăm deoparte. Și cu ăsta tot la fel faci. Ca să faci tu acasă. Nu mănânci avocado acasă, că nu, mi-ai zis că ești cu fitness. Nu, n-am avocado, sigur, am gustat și nu mi-a plăcut. După iei o lingură și faci așa și scoți interiorul. Ți-l fac... Cel mai bun avocado din lume ți-l bine. Fac. Ok, hai să luăm un bol de sticlă, băgăm maioneza la rece, te rog. A, tu ai băgat-o? Bag acum. Luăm un bol de sticlă. Bol de sticlă. Din asta la micuț? Adică asta? Ia. Bol de sticlă, da, pentru asta. Că dacă băgăm un bol de inox sau astea, oxidează ăla aha. Foarte repede. Bun, și acum tai. Așa, și tai feliuțe subțiri. Tai felii, pac, pac, pac. Gata, ai terminat? Da. Și gata. Mamă, dar te uiți numai la mine, zici că ești în concurs cu mine. Păi trebuie nu? Să fie gustul pe mine, vezi că mă interesează gustul, nu gustul că ai terminat. Gustul să fie foarte bun, da. Ce facem? Da. Zeamă de lime. De la jumătatea aia de lime, zeamă de lime, ulei de măsline și pe urmă îi dăm și sare, da? Da, acasă cred că până iei o decizie faci mulți kilometri până casă. Da, fac. Așa este. La amestești puțin și îl bagi la rece, da? Bine. Ok. Așa, pic de sare. Piper nu punem, nu? Să știi că eu nu mănânc foarte, foarte săran. Ce, nu mănânci sărat? Nu. Că ce ai zis că amestecăm, așa ai zis? Da, l-amestecăm puțin și până îl băgăm la rece, da? Tăiem ceapa aia foarte subțire, rondele foarte subțiri, da? Bine. Ca să ne pregătim pentru tacos. A, secundă. Hai să te văd. Așa, bun. Doar asta sau ce? Hai să tăiem ceapa foarte subțire, da? Bine. Foarte subțire, da? Încerc. Te descurci? Da. Bravo. Și pe acolo, pe la Survivor, nu trișeai? Nu mai te duceai la vreun localnic de ăsta? Ai furai mâncarea? Nu, eu nu fur. E, glumesc așa. Împrumutai, na. Că văd că ești prea serioasă, nu pot să glumesc cu tine. Mamă, dar ești foarte concentrată, aici, foarte concentrată ești. Da. Ok, eu iau deja o tigaie, că nu mai stau după tine, că te aștept mult, te aștept mult. Stai să mă uit ce ai făcut aici.
Păi cum, doar atât ai tăiat? Păi cât vrei să tai? Păi am tăiat mai mult. Ți-am zis o ceapă, am zis o ceapă. Dar nu ești atentă la mine, că tu mai mult faci drumuri. Vrei să fac și eu drumuri de astea? Nu, ceapa mea era mai mare. Gata, mă, a început cearta, mă, gata, ne batem acum. Unde bag în Băi, nene, la un moment dat am crezut că Olimpiada s-a mutat la noi aici, în bucătăria Well Done. Hai! Dă-mi eu în care să fac. Uite aici. Du-te pe partea aia și trage. Dar du-te pe partea aia, ți-e îți place să faci ture. Da, îmi place să fac sport în bucătărie. Așa, bun, bag. Dă drumul la focul mare, da? M-am emoționat și eu, nici focul mare nu mai știu care. Așa, cât de mare să fac? E bine așa? E perfect. Ok, bun, ce pun? Ulei, nu? Foarte tare. Hai să scoatem puiul. Puiul. Bă. Am scos puiul. Ok, și dăm mare, dăm marinata de pe el. Ce facem? Nu aud. Uite, dăm marinata de pe el așa mare, ca să nu se ardă. Da? Mai e un bol de aici sau o farfurie? Uite, dacă vrei să dau eu o farfurie. Uite. Și ce fac? Și îl punem în farfurie momentan și îl mâncăm. Hai, te-ai descurcat? Păi acum încep să dau jos asta de pe carne. Mamă, ce bine miros. Trebuie să mai și las un pic. Te descurci? Vrei să mă opresc? Nu trebuie să te oprești. Dar văd că te uiți numai la mine. Eu cred că sunt și bărbat bine, nu? Aici e adevărul ăsta că sunt și bărbat bine. Așa este. Și de-aia se uită la mine mai mult așa. Dar cât trebuie să dau jos? Foarte mult sau doar... Tot. Să dai tot. Să nu rămâi cu nimic. Da. Gata? Ai terminat? Da. Păi la mine deja e prăjit. E prăjit. Ai zis tot, nu ai dat chiar tot jos. Păi uite că mai rămas un pic. Vrei să mă păcălești? Nu, uite că păi uite, e o grămadă. Mai gustat. Uite, dăm cu puțin ulei. Mamă, ți-am luat-o înainte. Gata! Ți-am luat-o înainte, te-am atras. Cât ulei pun? Vezi că trebuie să fie în 5, da? Ia uzi. Te rog frumos să nu aluneci. Eu nu alunec. Nu alunec. Am alunecat la Survivor suficient. Le bag pe toate, nu? Toate pe ei. Pe toate, bă. Mamă, Cindy, e o plăcere să gătești cu tine. Iau, te iau foc. Stai așa. Cu ce o să le... Da, era la noi traseul de la Olimpiadă, de la maraton. Am nevoie de o furculiță acum, nu? Furculiță, un... Să-i zic un clește? Da, uite, te ajut eu un singur, orice pentru tine, te rog. Mulțumesc. Cu plac. Cred că focul meu este prea mare. Vezi că au venit ăștia de la ISU, se întâmplă ceva la tine? Că ei se fum. Aoleu, nu! Mamă, ce bine miroase. Hai să tăiem jalapenosul iardeiul la mic. Iute verde, da? Stai că n-am auzit ce ai spus. Trebuie să tăiem ardeiul iute, ăla verde, mic, jalapeno se numește. Jalapeno aici, jalapeno. La mine? Stai că am găsit. Trebuie să-l tăiem rondele, subții, da? Am unul singur. Păi unul, atâta vreau să mi-l tai. Atâta? Da. Jalapeno, cum ai zis că tai? Rondele mici. Rondele subțiri, cât poți tu de subțire? Mănânci de asta jalapeno, în general mănânci ardei iute? Nu. Nu, păi știi că ardeiul distruge grăsimile. Nu-mi place. Nu-mi place. Stai să mă uit la tine. Așa, gata. Ce urmează? Ce urmează? Să mâncăm o nucă de cocos. Mie place nuca de cocos și acum. Da, îți place? Aha. Și pe urmă trebuie să rupem din salata asta. Vezi că e spălată ca am spălat-o eu. Și o tăiem așa mai micuț, da? Rupem din ea jumate și pe urmă o tai mai micuț, așa, uite, cum am tăiat-o. Bine, jumate.
Și apoi mai micuț. Uite, eu am niște roșii galbene și mi le tai în patru, că tu le-ai băgat. Nu toată salata ai zis. Ți-am zis jumătate, iubita, chiar am zis jumătate. Bine, nu pot tot. Că te-ai zis din asta. Gata, eu mă întorc ăsta, că mi se... E gata al meu. Ia uite ce culoare frumoasă. Gata cu roșiile? L-ai tăiat în patru? Nu, nu le-am tăiat, stai. Avem probleme aici la Survivor. Mai vii o dată până la mine? Vin imediat, vin în vizită, dar așteaptă un pic. Roșie de-asta lungă ai? Gata, gata, gata. Ce facem acum? Dar aici se arde. Păi întoarce puiul, l-ai întors? Dar nu puiul se arde, se arde... Nu vin vizită un pic aici. Se arde cineva? Sau să mai pună un pic de ulei, cred că mai pun un pic de ulei. Dar se arde cineva, ce se întâmplă, că nu înțeleg. Ce bine arată. Ha, păi și la tine se arde, mai tare. Păi marș eu, na, că sunt om. Du-te, vino, vino. De ce ai pus așa? Am pus așa, se arde, nu se arde. La un moment dat nici eu nu mai știam ce să fac. Ai dat focul mai mic? Da. Păi și se arde în continuare, dar la mine nu se arde nimic. Să dau mai tare focul? Nu, mai mic am zis, mai mic. Ai pregătit salata, roșiile? Le-am tăiat. Sigur? Păi ai zis să le tai în patru. Da, le-ai pregătit cum am făcut eu? Roșiile mele sunt mai mari. Din totdeauna la tine vor fi mai mari. Să le tai mai mici? Trăiți. Dacă poți să le tai mai mici... Vrei? Mai ai roșie de asta așa? Vrei să ți-o dau pe asta? Nu, mi-ajung. Vrei să-ți dau și roșii galbene? Perfect, e și ce anume. Stai că nu te aud. Vrei să-ți dau roșii galbene? De aici, să-ți dau câteva? Nu, no, e ok. Ok. Dar nu prea îți place să primești ajutorul așa, am văzut. Dacă și le roșii. Ești răutăcios așa. Eu nu sunt. Păi da, da, tu o să mănânci de la mine, eu o să mănânc de la tine. Păi ce-mi dai? Tocmai, că mâncarea mea trebuie să fie mai gustoasă decât a ta. Doamne, ce culoare aici. Păi de cred că carnea mea are mai multă grăsime decât carnea ta. Ce bine miroase. Îți place cu mai multă grăsime? Ia. Nu, arătam că s-a ars și avem probleme aici. Dar la mine că nu e gata. Dar îți place să alergi? Da. Păi stai mă, că o să fac o pistă aici înainte. Că o să te mai chem. Fac maraton aici. Facem maraton, gata. Deci nu vreau să mănânc pui ars. Poate? Nu vreau să mănânc pui ars. Da, păi... Are gust? Încă nu s-au făcut. N-am gustat. Ai gustat? Păi dacă nu s-au făcut. Nu e făcut că puiul meu. Dar puiul meu parcă sunt felile mai groase. Da, băi, nene, băi, cine a adus carnea, mie mi-a dat carnea cum trebuie, i-a dat carnea mai groasă, nu știu de ce. Cred că a avut ceva cu ea. Ți-am făcut eu manevră? Nu, ai zis să nu le tași. Păi eu n-am tăiat nimic, eu doar l-am amestecat și l-am pus așa. Păi da... Doamne, cât alea. Păi da, puiul meu e felie mult mai groasă și nu se face așa repede. Păi al meu deja e gata. Cred că m-a apuc să mă testa. Și atunci o să zic că tu ai gătit mai repede, că sunt gata la tine și la mine nu sunt. Am vrut să te sabotez și mi-a ieșit. Ia, vezi și la mine un pic. Nu vezi să te uiți. Hai în vizită. Hai. Ta-ta! Mă duc la șef, Cindy. Ta-ta-ta! Arată groază. Nu, da... Vezi că sunt felile mai groase. Vezi că, că tu le mănânci. Uite, le pui așa, un corp și pasta. Păi știu, dar nu-s prea groase felile. Las că se face. Adică durează mai mult să se facă decât la tine. Adică să mă aștept. Ce curățenie. Aici arată, mă rog, arată ce grăbit. Ce curățenie la tine acolo. Știu că arată grăbit, dar... La mine cred că s-a terminat.
ai zis? Ce bine arată. Păi, dar nu se parcă se cam ardă un pic așa, nu? Dar așa nu sunt arse, că asta e de la marinată, dar nu e arsă carne. Uite, vezi că înăuntru dacă nu e arsă. Așa se face la tacos. Nu știu cum se face la tacos, acum am văzut. Mamă, dar pe bune, ai baterii la tine, ai ceva? Am ești... baterii Duracell, să știi, se vede, se vede, baterii. Se vede că ești în priză tot mereu. Așa, facem spre tine puțin aici, ne pregătim, aducem farfuria. Și eu trebuie să o arunc așa, nu? Mai ai lime-ul ăla întreg, nu? Că? Lime-ul ăla întreg îl mai ai, nu? Nu au ce spui. Lime-ul ăsta, lămâia asta întreagă, o mai ai? Da, o mai am, așa, cu n-am mâncat. Așa că o să punem să stea tacosul, să le aranjăm frumos, știi? Bine, hai că mă. Dar trebuie să mai ai lime. Sau l-ai folosit? Ah, am reușit. N-am cum, n-am cum. Ce talent, incredibil. Foarte bun. Ah, și uite, o tăiem așa. Și trebuie să o pun acolo, bine? Da, ca să punem tacosul între ele. Mamă, mamă, Și acum, să tăiem. Stai un pic. Gata, ai terminat puiul? A, tu l-ai scos deja? Unde l-ai scos? A, acolo. Păi, nu, încă nu pe e fund tot. L-am scos. Nu e făcut. Nu mai e făcut? Trebuie. A. Mamă, ce bine. Trebuie să mai stea. Trebuie să mai stea, n-am ce să-i fac. Mamă, de-abia aștept. Bine, de-abia aștept să mănânc de la Cindy. Doamne, cea, cred că o să le visez toată noaptea tocurile aia pe pachet. Tac, 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 tac. Dar de ce ai pus așa? Hai că o să-ți placă. Nu e vina mea că mi-ai dat puiul cu felii mai gros. Da, 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 chiar am vrut să-ți fac chestia asta, să... Ți-ai făcut-o să-ți cu dau mâna puiul ta, gros. Să știi. Mamă, ce bine. Gata, Cindy? Gata ce? Puiul sau... Lămâia, ai tăiat-o gata? Lămâia am tăiat-o, da. Dar puiul nu este încă gata. Puiul nu e gata? Nu este gata. Ha, i-am făcut manevră, doamnelor și domnilor, i-am dat puiul gros. A, bine, dacă vrei, o să tot așa și... Și câștigă șef Lazar! O mănânci așa cum este. Aha! Hai că am aici o felie foarte groasă care se face mult. E foarte groasă, da, da, da. Mă rog. Ai început să tai puiul, bine, hai că tai și eu. Deci eu încep să scot lipiile, scot avocado, da? Scot maioneza. Te descurci? Stai un pic, acum tai puiul. Ești cu mine? Ești cu mine? Sunt cu tine, dar trebuie să tai puiul. Ce faci acolo? Puiul, uite-l, tăiem așa, cu bulețe, cum vrei tu, fâșii, cum vrei tu. Numai să fie bun. Ok. Hai să vedem. Și punem așa câteva cubulețe, să zic vreo 6-7 cubulețe. Punem și un avocado, o felie de avocado. Ești ok până acum? Păi încerc să tai aici. Ce bine s-a făcut carne. Punem puțină maioneză. Tot puiul l-ai tăiat. Hai că fiecare felie... Stai. Uite, mie mi-au rămas două pulpițe, să mai las și la colegi. Pun și puțină salată. A, deci doar două pulpițe trebuie să tai. Nu, eu am mai lăsat două pulpițe, că trebuie să umplu patru de astea. A, deci ai pus așa, după ai pus păi aia zic de eu, maioneză. Când te apuci, zic eu, că nu te las. Pac, 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 și pui de fiecare, nu? Pune puțină ceapă verde. Wow! Wow! Mai facem încă unul. Câteva feliuțe de jalapeno. S-ar spui, Cindy, că au venit pompierii. Vorbesc nu, serios. Nu s-a. Au venit pompierii și cred că au venit nu știm la tine, ce să nu le la zicem. Mine. Așa, iar cărniță de asta. Ia vezi fă-le cu mâna. Bun, gata, puiul. Gata, lucrăm la tacos? Așa. Poftim? Lucrăm la tacos? La tacos. Stai, stai, stai. Deci scot acum, trebuie să scot astea. Trebuie scoate să tot în frigider și apă și tot. Scoate și tot avocado în trebuie să scot. Și apa, scoate tot. Avocado, da? Scot și avocado. Da, da, da.
puțină sălățică. Gata, te-ai apucat de montat, ca să zic? Poate? De montat te-ai apucat? Sau te-ai apucat să mănânci? Nu, încă nu. Acum îmi pregătesc aici tot ce trebuie. Aici am de pire. Să închid așa. Bravo, foarte bine. Mamă, cât de bine mi iese. Nu mi iese, dar mă rog. Hai să zicem. Hai, Cindy, hai, hai. Hai că se poate. Se poate, cum să nu. Ai făcut tacosul? Vrei să-ți dau de la mine? Nu, nu. Ai zis patru, celelalte unde le pot. Păi și ce ai făcut cu restul, cu lipirea? Pă bune, cred că diseară o să visez tocurile astea pe parchet. Care au rămas? Le-am aruncat. Le-am aruncat. Păi eu nu arunc mâncarea, că am învățat să nu mai Bravo, bravo, bravo. Dar păi de ce ai aruncat-o? Că tocmai ai aruncat-o. Eu am fac gândit cu tine. Fac doar două? Două sau? Două, faci două. Că uite, o să le fac la colegii mei separat. Bine. Stai să văd care arată mai ok. Nu, cred că asta. Așa. Și fii atent, când apăs clopoțelul, te oprești. Sus mâinile! A câștigat șef Cindy! Mamă, că glumești și eu cu tine! Hai, de-abia aștept să mănânc! Sunt competitivă și nu mi-a plăcut că a terminat mai repede. Păi a fost din cauza că a fost carnea mai groasă și... Da. Cineva ți-a adus puiul gros. Eu mă fac și la colegii mei. Păi da, lipia mea e cam micuță, mă rog, e bine. Așa, bun. Te descurci, Cindy? Da. Bravo. Extraordinar mă descurc, nici nu se putea mai bine. Farfuria este ok la tine acolo? Te descurci? Da. Sigur? Aha. Bine, simt. Îți pun mai multă carne ca să te îngrași. Mai multă carne? Că te faci sexy. Ți-a ieșit? Imediat o să-mi iasă. Hai, mai bat o dată în clopot? Nu, că nu. Nu mai bat, am înțeles, gata, nu mai. Cât din ăsta apoi, nu știu. Place cu mai mult... Știi să cânti ceva, să-mi cânti ceva, că... Ce să cânt? O portocală. Nu știu, nu asta, știu. Altceva, dă-mi altceva. Dar știi să cânti ceva? Ce să cânt așa? Ce știi să cânti? Ai, uimește-mă, dă-mă pe spate, te rog eu frumos. I'll always remember. Wow. It was late afternoon. It lasted forever. And it ended so soon. You were all by yourself, staring up at the dark gray sky. I was. Chiar ai voce, Cindy, bravo, felicitări. Nu mă așteptam. Mulțumesc, dar acum nu mă pot concentra. Că da, e vina mea că puiul este mare, e gros, e lung, da. Lipia este mică, subțire. Eu n-am mai făcut niciodată din asta, hai că mă uit încă o dată. Eu acum le fac la colegii mei, farfuria mea e în partea aia. Păi, da, eu pun aici și cu avocado, cum trebuie să pun și avocado? A, deci te-ai apucat de montaj? Da! Pui cărnița, pui două felii de avocado, pui maioneză, salată, roșii, ceapă Perfect. Verde și jalapeños ăla. Perfect! Beto! Ce-am pus eu repede așa tot și după mă duc eu să-l întreb, degeaba. Gata, Cindy? Absolut, imediat. Gata? Asta e pentru colegii mei. Ardeiul ăla cât pui? Cât vrei să spun? Câteva feliuțe. O să știi că o să iasă tot așa, gen Survivor. Doar ca să o mănânci. Gen Survivor. Pune mamă tot. Pune și ea. Hai, te las pe tine să bați. Wow, incredibil. Aplauze pentru șef Cindy! Așa, frumusețe, da, mai văd.
soare. Hai, bate tu un clopoțel ca să nu... Gata. Deci, ce să zic, Olimpiada 2021 a fost în bucătăria Well Done. Sunt epuizată, mai epuizată de Warrior Princess. Da. Și tu m-ai epuizat pe mine, că m-ai grăbit. Am pus și eu puțin piciorul pe accelerație. Trebuie să facem schimb, să gustăm. Așa. Să vedem cum stă Olimpiada. Cred facem? Că nu am pus suficientă sare. Hai să facem schimb. Așa. Mamă, deci mi-e o foame. Deci tacosul se mănâncă cu mâna. Dacă tu vrei, poți să iei cu... Eu am aici o shawarma cu de toate. Mamă, ce bine arată. Bine, mi-era și foame, dar era ok la gust. N-am ce să zic. Are gust de mâncare. Sau... Te poate mânca? Se vede că nu pui sare. Ce-ai găsit? Ce-ai găsit? Trebuie să te certe. Vezi că te-ai grăbit. Eu nu m-am grăbit. O durat mai mult timp că am curățat frumos calea să nu aibă cumva frumos. Nu arăta așa frumos, dar se poate mânca. Da. Deci s-a luat aurul olimpic, dragii mei. S-a luat aurul olimpic, câștigătoare șef Sende! Dragii mei, dacă aveți comentarii, idei, păreri, vă aștept cu mare drag. Vă pup și vă iubesc!